Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Când începem un nou tip de viață, viața școlară, de exemplu, intrăm în ascultare față de învățătorii noștri care ne iau de mână, de mâna minții, de mâna sufletului și ne călăuzesc pe nou drum. Când intrăm la liceu, la facultate, când profesăm, orice început pretinde pe cineva care să fie lângă noi, iar din partea celui care este învățăcel pretinde ascultare. Nu neapărat supunere oarbă și obediență irațională, ci încredințarea propriei voințe în mâna celei care își asumă rolul de a mă călăuzi. Și în partea spirituală același lucru se petrece, iar atunci când căutăm lucrurile înalte, ascultarea este începutul a toată lucrarea cea bună. Iar astăzi spunem că, și nu spunem noi, ci învățăm ceea ce Sfinții Părinți ne învață, anume că ascultarea este începutul despătimirii. Lângă noi se află Părintele Protosinghel Maxim Budea, profesor la Seminarul Teologic Ortodox din Slobozia. Preacuviase Părinte, profesor, bine ați venit! Bine v-am regăsit! Propunem o temă frumoasă, chiar dacă este specifică mai degrabă vieții monahale, credem că este bună pentru toată lumea. Cu îngăduința cuvioșiei voastre, o să citim un scurt paragraf din Patericul Egiptean, concentrat, frumos și bun ca hrană pentru mințile și pentru sufletele noastre. Se spune despre Ava Pimen că fiind chemat să mănânce fără voia lui, mergea lăcrimând ca să nu fie neascultător fratului său și să-l mâhânească. Vorbeam de ascultare, de încredințarea voinței mele către celălalt. Dar uneori apar anumite ascultări care, cel puțin la o primă vedere, par iraționale, care nu-și au rostul din punct de vedere logic. Și cel puțin în viața monahală, și citim și Patericul și multe alte cărți duhovnicești, vedem că sunt astfel de întâlniri, de astfel de întâmplări în care cineva este pus să asculte cu o voie poate tăiată cu totul pentru a nu mâhni pe celălalt. De ce sunt date și primite uneori astfel de ascultări? În mod concret, ascultarea trebuie să verifice și să confirme iubirea. O ascultare fără iubire sau fără dragoste duhovnicească devine fie dictatură, fie servilism, fie o impostură din partea celui care exercită printr-un act, a zice chiar represiv, acest mod de a opera asupra seminilor lui. În altă ordine de idei, dacă vom cerceta cu atenție textele filocalice, patristice și toată experiența părinților pustiei, de pildă, vom vedea că deseori părinții îmbunătățiți cereau ucenicilor să săvârșească acte aparent iraționale din perspectiva gândirii lor, dar cu o țintă precisă. Era vorba sau se urmărea prin aceasta despătimirea despre care ați vorbit la începutul acestei emisiuni ca o curățire de patimi care întunecă orizontul minții și inimii noastre. De aceea ascultarea este, de fapt, exercițiul de pline libertăți. Însuși Hristos spune că nu face voia sa, ci voia celui care l-a trimis pe el, adică voia Tatălui. Și mai specifică el acolo în Evanghelia după Ioan că voia celui care m-a trimis pe mine este aceea ca din toți pe care mi-ai dat să nu pierd pe niciunul, ci să-i înviez în ziua de apoi. Deci iată că ascultarea Fiului de Tatăl înseamnă, de fapt, conducerea către viață, către înviere, să-i scoată din moarte, din moartea neascultării, pentru că părinții spun că, de fapt, păcatul esențial sau în esența lui constă în neascultarea cea dintâi, de care s-au făcut vinovați Satana și îngerii care au căzut împreună cu el și apoi, sigur, prin ispitire și prin multă viclenie și prin lipsa de experiență și protopărinții Adam și Eva. Și dacă suntem cu atenție la textul care se citește în contextul praznicului Epifaniei sau Teofaniei, Ioan Botezătorul spune că iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Vorbește acolo la singular, arătând că adevăratul păcat este cel al neascultării. De aceea, ucenicii aceștia care veneau la părinții îmbunătățiți trebuiau să învețe prin exercițiul supunerii ce înseamnă de fapt ascultarea în iubire. Insist asupra acestui lucru pentru că am observat și din experiență și din cercetarea suplimentară că o ascultare care nu se întemeiază pe iubire naufragiază undeva.
Adică este supusă totdeauna unei ispite și mai mari. De aceea, ascultarea adevărată pe care ne învață Hristos este legată și cultivă neapărat iubirea, dar o iubire duhovnicească, nu o iubire de interes, o iubire interesată, ci pur și simplu o iubire altruistă. Cea care este plină de jertfelnicie și care se oferă cu drag. Avem, părinte profesor, tot felul de ascultări și vorbim de ascultarea în cadrul unei mănăstiri, vorbim de ascultarea în cadrul unei instituții, în cadrul unei firme. Există, la fel ca la vindecarea slujnicului, sigur, sotașului, care merge foarte mult pe ascultare și care se bizuie pe ascultare și care vorbește cu multă delicatețe și cu multă eleganță Domnului Iisus Hristos, Doamne, și eu sunt om sub stăpânirea altora și am oameni sub stăpânirea mea și zic unuia să facă ceva și face, altuia vino și vine și așa mai departe. Există această ascultare ca mijloc de organizare, în general vorbind. Vă întrebăm, toate ascultările trebuie împlinite? Ascultările, dacă sunt lipsite de relație de iubire și dacă ele călăuzesc la păcat, la despărțirea de Dumnezeu, nu își ating scopul. Deci zic și părinții bisericii, mai ales cei din mediul monahal, din mediul filocalic, din spiritualitatea monahală, ascultarea merge până la păcat. Atunci când cel care cere să asculți de el nu săvârșește virtutea, atunci avem dreptul să nu mai ascultăm. Și aici trebuie să fie călăuzitor iarăși pentru noi Iisus Hristos, pentru că El a împlinit în toate voia Părintelui Său. Și niciodată Hristos n-a lăudat păcatul, ci dimpotrivă l-a blamat. Deci sigur că El a căutat îndreptarea păcătoșilor, a condamnat păcatul, dar a salvat pe păcătos. De aceea o ascultare care împinge la păcat, pe monah de pildă, sau pe oricine altcineva, pentru că interesează ascultarea nu numai pe călugăr, ci și pe orice credincios, pe orice om. Ați mai pomenit până la urmă aici că ascultarea ține și de buna organizare. Într-adevăr, există raporturi ierarhice între membrii sau între părinții și frații unei opști monahale care trebuie respectate tot în duhul ascultării și tot în duhul iubirii. Altminteri ar fi o anarhie, nu o rânduială în mănăstire și până la urmă cred că în orice instituție, acolo unde lipsește disciplina, rânduiala, acolo intervine anarhia, haosul, revolta, răzmerița. De aceea, ascultările, sigur că trebuie împlinite în duhul iubirii și după putința fiecăruia. Trebuie să observăm că o ascultare eficientă este cea care valorifică potențialul unui om, adică așa numiții talanți pe care i-a primit acel om de la Dumnezeu. Dacă inversăm planurile, atunci s-ar putea ca pe unii povara aceasta să-i îngreuneze peste măsură și să nu-și găsească vocația, să nu-și atingă scopul. De aceea trebuie să observe și stareții mănăstirilor și cei care analizează partea aceasta duhovnicească a ucenicilor să echilibreze raportul de forțe, în sensul că fiecărui om sau fiecărui candidat trebuie să îi rânduiască ceva pe potriva puterilor lui sau capacităților lui firești. Tocmai ca de aici să-și poată dezvolta și celelalte latențe pe care poate nu le știe sau sunt ascunse în sufletul lui. Preacuvioase Părinte, citind în această apoftegmă minunată, vedem că Avapimen a fost ascultător pentru a nu aduce mâhnire, pentru a nu răni sufletește pe cel pe care l-a chemat să mănânce. E o concluzie sau cel puțin o idee pe care am putea o trage din lecturarea superficială a acestui text. Și anume, trebuie să facem orice pentru a fi pe placul celorlalți? Nu chiar orice, cred. În sensul că nu putem să satisfacem pretențiile lor păcătoase. De aceea, faptul că aici fratele a fost chemat să prânzească împreună cu celălalt frate, indică aici preocuparea sau grija pentru întreținerea vieții sale biologice, pentru că de la asta pornește în fond și preocuparea pentru viața duhovnicească. Am găsit în altă parte, în Pateric, următoarea relatare. Cineva se ruga în chilia lui, un monah, și a bătut un frate la ușa sa. Și a zis, frate, ajută-mă cu ceva. Și el n-a vrut
A zis, nu pot să-mi las rugăciunea pentru pretenția ta sau pentru moftul tău sau pentru cererea ta. Și atunci i s-a arătat Îngerul Domnului în vis sau a Evia, cum asta rămâne de văzut, dar îngerii se pot arăta și în vis, atunci când vrea Dumnezeu, avem exemple în Sfânta Scriptură, și a zis, ai greșit față de iubirea frățească, pentru că trebuia să lași rugăciunea deoparte, că o puteai relua și trebuia să te duci să vezi care e nevoia fratelui, că poate nevoia aceasta este imperioasă și îl are nevoie atunci, are necesitate de ajutorul tău. Și atunci a înțeles călugărul respectiv că iubirea este mai presus de orice. De fapt și rugăciunea și postul și nevoința și asceza țintesc către dobândirea iubirii. Fără iubirea aceasta duhovnicească, de a-i cuprinde pe toți în inima ta, lucrarea monahicească eșuează, nu are țintă. De aceea trebuie să înțelegem că tot războiul monahal și toată războirea aceasta mentală, duhovnicească, este pentru a dobândi iubirea aceasta care de multe ori este falsificată, este compromisă și este, după părinți, bunăoară Sfântul Maxim Mărturisitorul, în capetele sale despre dragoste, adesea pervertită, pentru că oamenii nu o înțeleg și nu o trăiesc. Și atunci trebuie să înțelegem că ascultarea trebuie să fie, de fapt, expresia iubirii. Dacă nu iubești, nu poți nici să asculți. Sunt oameni care spun, acesta sunt eu, nu mă schimbă nimeni, eu fac pentru mine, sunt un om sincer, nu sunt prefăcut, nu joc roluri pentru a fi pe placul celorlalți, ăsta sunt. Avem acest sfat care ne spune, mai ușor cu mine și mai bine și cu celălalt, să învăț să mai trăiesc și pentru celălalt, nu doar pentru mine. Și oarecum aceste două perspective nu se îngemânează. Una spune, sunt omul sincer, neprefăcut, nedisimulat, ăsta sunt, cui îi convine să mă accepte așa, cui nu, așa sunt eu, nu-mi pasă. Și invitația aceasta frumoasă, în care pun mai presus binele celuilalt, bucuria celuilalt, decât propriul confort. Și acum apare întrebarea din perspectivă spirituală creștinească. De ce trebuie să renunțăm uneori la noi, la dorințele noastre, la ceea ce credem noi că e bine pentru noi, pentru a împlini ceea ce doresc ceilalți? În primul rând, din a împuțina egoismul. Și știm că egoismul sau iubirea irațională de sine este, de fapt, pricina tuturor patimilor. Așa zice și Sfântul Maxim Mărturisitorul și alți părinți ai Bisericii. De aceea, dacă jertfim voința noastră pe altarul preocupărilor și nevoilor celorlalți, înseamnă că și voința noastră devine mai curată, devine mai sinceră, mai preocupată de binele și de bunul obștesc. Uitați-vă la lucrarea martirilor în istorie. Ei nu au prețuit viața lor biologică, personală, ci efectiv și-au predat viața și au jertfit existența aceasta creată pentru binele celorlalți. De asemenea, la fel, au făcut și eroii și martirii și toți cei care au luat acest drum al exilului pentru a își predea viața lui Dumnezeu și pentru a o câștiga, cum zice Iisus, cel ce își predă viața aici pentru mine și pentru Evanghelie, o va câștiga, o va dobândi în viața viitoare sau în existența viitoare. Aș vrea să vă citesc, cu permisiunea Sfinției voastre, un text din Epistola Sfântului Apostol Pavel către Evrei, capitolul 5, despre semnificația aceasta ascultării și a jertfirii pentru ceilalți. Zice Sfântul Pavel, el în zilele trupului său a adus cu strigări și cu lacrimi cereri și rugăciuni către cel ce putea să-l mântuiască din moarte și auzit a fost pentru evlavia sa. Și deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit și desăvârșindu-se s-a făcut tuturor celor ce-l ascultă pricină de mântuire veșnică. Iată aici textul acesta profund ne învață și pe noi cum să abordăm și cum să practicăm ascultarea. Deși era fiul lui Dumnezeu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit și desăvârșindu-se s-a făcut tuturor celor ce ascultă pricină de mântuire veșnică. Iată că ascultarea l-a dus la desăvârșire, ca om vreau să zic aici, pentru că el a asumat toată condiția noastră omenească și ne-a învățat și pe noi să ascultăm necondiționat, în iubire, pentru a ne desăvârși și pentru a ne mântui. De aceea, cel care jertfește interesele lui personale pentru binele obștesc sau pentru bunul obștesc sau pentru nevoile celorlalți,
acela cu adevărat își câștigă viața. Și și-o câștigă și în perspectiva aceasta a unei jertfiri benevole, voluntare, care cu atât mai mult îl încununează pentru că a înțeles prin pătimire ce înseamnă de fapt pătimirea lui Hristos pentru noi. De aceea toată nevoința aceasta ascetică înseamnă de fapt să jertfești, să sacrifici, să omori patimile din tine, care dau impresia că te fac liber, dar de fapt te subordonează și te robesc, pentru a câștiga această iubire duhovnicească și această desăvârșire religios-morală. Aș vrea să mai dau în citire unui text, de data aceasta din Epistola a doua către Corinteni, a Sfântului Pavel, din capitolul 10. Noi, zice, surpăm iscodirile minții și toată trufia care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și tot gândul îl robim spre ascultarea lui Hristos. Și gata suntem să pedepsim toată neascultarea atunci când supunerea voastră va fi deplină. Iată, tot gândul nostru îl robim, adică îl predăm, îl închinăm, îl oferim lui Dumnezeu ca să fie gândul lui Hristos și toată neascultarea o pedepsim ca să se adeverească între voi ce înseamnă ascultarea. Aceasta pe care noi o propodim. De fapt, Sfântul Apostol Pavel s-a făcut ascultător într-o toate din momentul în care a fost chemat pe drumul Damascului. Pentru că l-a avut ca pildă pe Iisus Hristos, ascultătorul, împlinitorul, apostolul și arhiereul mărturisirii noastre, cum îl numește același apostol Pavel. Avem viața monahală reguli foarte stricte, reguli foarte bine cunoscute de către cei care viețuiesc și reguli pe care și le-au asumat de bunăvoie. Printre acestea, postirea, rugăciunea, împlinirea ascultării, toate cu o bună, bună rânduială. Uneori acestea sunt suspendate și mă gândeam că Ava Pimen nu voia să mănânce, adică era în post. Un lucru lăudabil și admirabil, pe care poate zilele noastre ne teme să-l facem, să postim, poate chiar să ajunăm. Ava Pimen era probabil în ajunare, de aceea nu voia să mănânce deloc. În același timp, fratele l-a chemat ca să mănânce. Și avem două lucruri bune. Pe de o parte, postul și postul aspru, pe care și l-a asumat să liberă Ava Pimen, și bucuria de a fi împreună cu ceilalți, cu fratele, bucuria comuniunii. Ce alegem în această situație? Ce sacrificăm în această situație? După cuvântul lui Iisus Hristos, spus apostolilor pe care îi trimite la propăduire, adică le trasează un mandat pe când era cu ei, tocmai ca să îi pregătească pentru viitoarea lor misiune, chiar Iisus le cere, mâncați tot ce vă puneți înainte și nu întrebați, ci rămâneți în casa aceea până când vă veți duce din ea. Dacă acea casă va fi vrednică de pacea voastră, va rămâne pacea peste ea, dacă nu, va rămâne la voi pacea. Deci Hristos a căutat să îi învețe pe ucenicii săi să fie mulțumitori cu ceea ce primesc, să fie discreți, să aibă discernământ, să prețuiască mult mai mult dragostea față de împlinirea unor rituri care, dacă sunt detașate de Duhul lor, pot ajunge niște reguli extrem de stricte, cum ziceați, dar care nu schimbă lăuntrul omului. De aceea există o vorbă, circulă o vorbă în mediul acesta bisericesc, tipic, tipic și la inimă nimic, în sensul în care nu vrem să bagatelizăm importanța unui tipic bisericesc, a unui ritual alcătuit de părinți, într-un cadru liturgic, solemn, oficial, public, și vrem să arătăm că tipicul trebuie să declanșeze noi și starea, și lucrarea, și trăirea. Că dacă rămânem doar la partea aceasta exterioară, s-ar putea să nu schimbe în noi nimic. De aceea Iisus era foarte aspru cu fățarnicii care împlineau un ritual, cădeau în bigotism și într-o impostură din aceasta religioasă, fanatică, și zicea, curățați mai întâi partea din lăuntru a paharului și a blidului. Adică lăuntrul vostru, care nu se vede de ceilalți, apoi va fi și partea exterioară, ritualul și toate celelalte câte le faceți, vor fi și acestea curate. Este important să înțelegem că și în mănăstiri, ritualul trebuie să miște noi și lucrarea, și înțelegerea, și înțelesul celor pe care le săvârșim și le lucrăm în biserică. Adică și tipicul și rânduiala și disciplina la slujbe ajută mult, dar trebuie să înțelegem că schimbarea vine dinăuntru și trebuie să intensificăm
această simțire prin pocăință, prin lacrimi, prin umilința inimii, că Dumnezeu caută de la noi mai mult decât un ritual formal, caută o schimbare radicală, caută îndreptarea vieții noastre. Aceasta este pocăința, întoarcerea noastră, toată ființa noastră de la rău spre bine, cum zice și Sfântul Ioan Damaschin într-un text din Filocalie. Ce este pocăința? Ce este răsucirea, este întoarcerea omului de la rău la bine, de la întuneric la lumină. Aceasta este pocăința pe care monahii și toți creștinii trebuie să o cultive și să o practice pentru a-și desăvârși viața. Vorbim, Preacuvioase Părinte Profesor, despre ascultare. Ava Pimen a fost chemat să mănânce, nu a primit poruncă din partea duhovnicului, ci efectiv invitat. Și a fost invitat de un frate, adică nu de un superior de al său, dar nici măcar pe el n-a voit să-l mâhnească și a oprit rânduiala lui de dragul fratelui, dar în același timp, un detaliu foarte interesant, mergea lăcrimând, îl durea. Îl durea că socotea că probabil nu e în stare să ducă până la capăt ascultarea cu postul, dar să nu supere nici pe fratele, s-a dus să mănânce cu el. Și vă întrebăm în această situație, de ce, de cine ascultăm, care este reperul, punctul către care ne întoarcem privirea atunci când pornim pe drumul ascultării? Firește că Iisus Hristos, El este modelul suprem al ascultării și El toate câte le-a lucrat, le-a săvârșit pentru binele omului. El a lăsat cele 99 de oi, s-a pocurit după cea căzută, El a căutat drahma pierdută și a aflat-o, după ce zice, a prins lumină și a măturat casa. Adică a venit în lume, a măturat casa, înseamnă aici că a făcut curățenie în lume, a omorât păcatul, a prins lumina cunoștinței de Dumnezeu. Și zice Sfântul Maxim Mărturisitorul că lumina este de fapt arătată prin trupul său pe care l-a predat morții și prin asta l-a înviat prin slava și prin lumina învierii. Și-a găsit drahma pentru că drahma reprezintă sau reflectă chipul împărătesc, adică reflectă modelul după care am fost creați. Deci trebuie să ascultăm de Iisus Hristos necondiționat și de oamenii lui Hristos care trăiesc în același duh și să ne nevoim. Mă gândesc că Ava Pimen a plâns, s-a mâhnit pentru că a înțeles încă, în trup fiind, neputința fratelui. Încă a înțeles că el se nevoia. Încerca să urce pe treptele despătimirii și ale desăvârșirii. Și atunci, ca să-l ajute să urce, s-a coborât la el, așa cum a făcut Hristos. Ca să ne urce la ceruri, s-a coborât el la noi pe pământ. Pentru că nu există urcare fără o coborâre. Și noi, pentru că am căzut din acea stare angelică, îngerească, trebuia să vină Fiul lui Dumnezeu să ne ridice la starea cea din tâi, eu sunt oaia cea pierdută, cheamă-mă Mântuitorule și mă mântuiește, cum spune o cântare din cultul bisericii. Aceasta este semnificația mâhnirii Avei Pimen și până la urmă am găsit în limba greacă, Pimen de fapt înseamnă păstor. Iată cum păstorește Ava Pimen pe fratele care, sigur că încă nu era poate suficient de maturizat duhovnicește să înțeleagă că sigur, ajută mult și postul și să înțeleagă mai presus de toate că dincolo de aceste forme exterioare, important, esențial este să nu piardă iubirea. Să nu piardă iubirea lui Hristos și mai ales să nu piardă și iubirea de semeni. Avem uneori parte de ascultări în contradictoriu, în contradicție și nu spunem de bine rău. Nu, de parte de bine omul acesta, ci de bine bine. Adică avem două alternative bune, precum Ava Pimen a avut alternativa postului și pe cea a nemâhnirii fratelui. Acum, pentru fiecare se poate găsi o justificare, pot să postesc altcândva sau pot să merg cu fratele să mănânc altcândva, nu trebuie neapărat acum. Ca o paranteză, într-o carte de-a sale, părintele Cleopa spune că atunci când a început construcția Bisericii Celei Mari, pe care a ctitorit-o, sigur, dibăcia și înțelepciunea părintelui, a făcut să vină foarte mulți fii duhovnicești, dar veneau și securiștii. Și veneau securiști în postul cel mare și îl chemau și ziceau, dă-ne să mâncăm. Și îi puneau părintele la masă. Și sigur, nu voiau să mănânce de post, că nu puteau să mănânce, nu știau, nu prețuiau, ba chiar disprețuiau. Era un control.
Și a zis, părinte, te și prinde curcanul, că am văzut un curcan care cântă frumos. Și părintele spunea, tăia curcanul, că n-avea de ales și te pune acolo să mâncea. Păi zicea, hai cu noi la masă. Și părintele spune, păi da, nu știți că este post? Și a zis, o fi, nu mă interesează, tu vii cu noi la masă. Și spunea părintele, de voie, de nevoie, am mâncat suspinând. Ei au plecat bucuroși că și-au bătut joc de postul meu, că nu erau mulțumiți doar să omoare curcanul din curtea mănăstirii, voiau să umilească. Dar ei plecau, i-a trebuit să am înțelepciune să accept lucrul acesta, dar ei nu știau că timp de o săptămână după aceea nu a mâncat nimic. Deci a compensat și există această posibilitate a compensării oricărui lucru bun. Există duhovnici care spun, dacă atunci când ești chemat undeva e post și vrei să mâhnești, mănâncă atunci, dar ia-ți o altă zi în care postezi să ține un post negru. Adică cumva să-i mulțumești lui Dumnezeu și să nu uiți de el. Să nu mă depărtez de întrebarea inițială. Ava Pimen, postul și nesupărarea fratului. Alternative bune amândouă. Pe care dintre ele o alegem? Răspunsul vine din îndemnul din imboldul inimii. Unde simți tu că faci un bine după voia lui Dumnezeu, acolo trebuie să acționezi. De aceea zicea, mi-aduc aminte de un cuvânt al cuviosului Marcu Ascetul din Filocalia, volumul 1. Între multele gânduri care se nasc în inimă, există unul care vine direct, prompt și este luminos. Celelalte vin învălmășite, amestecate, de avalma. Să știi că primul gând care zăsare în inimă este întâiul născut al tău pe care trebuie să-l aduci jertfă pe altarul inimii. Pe acela să-l urmezi, pe acela să-l asculți, că este de la Dumnezeu. Celelalte, care vin amestecate, confuze deseori, sunt fie aduse de vrăjmașul diavol, fie pornesc din multa noastră rătăcire, da, din fanteziile noastre, din imaginațiile noastre, din preocupările noastre meschine și de joasă speță, dar primul gând care te îndeamnă să urmezi calea aceea, acela este de la Dumnezeu și cred că acela ar trebui să fie urmat. De aceea și părinții aceștia duhovnicești insistă mult pe lucrarea gândurilor, pe lucrarea de despătimire a gândurilor și vreau să vă aduc aici un text, o apoftegma Sfântului Maxim Mărturisitorul din capetele sale despre dragoste, că zice, înțelesul pătimaș este gândul împletit cu patima, să desprindem patima de înțeles și vom avea gândul simplu. Și o facem aceasta, zice, dacă vrem, prin iubire duhovnicească și prin înfrânare. Iată că din cele două variante, ce a ales fiecare. Oricum am alege, trebuie să facem acest lucru, pentru că toată viața noastră este o suită de răscruci în care suntem puși mereu să alegem, fie în stânga, fie în dreapta, fie înainte, fie înapoi. Dar Iisus zice că nimeni care a pus mâna pe plug și se uită îndărât nu este potrivit pentru lucrul lui Dumnezeu. De aceea, dacă am apucat într-o hotărâre a voinței noastre, să mergem pe ea. Părinte Protosinghel, mai sunt 2 minute din această ediție și adresez o întrebare de încheiere. Ava Pimen avea alternativa lăcrimării sale sau mâhnirii aproapelui. A trebuit să jertfească ceva, ori propria voință și să plângă, ori pe fratele și să-l mâhnească. El a ales să se jertfească pe sine pentru a nu aduce mâhnire, tulburare fratelui. Merge pe această idee. Care este răsplata lui Dumnezeu pentru jertfa de sine? Cununa dreptății pe care dreptul judecător o va dori celor care s-au jertfit, cum zice același apostol Pavel, nu numai mie, zice acolo când îi scrie lui Timotei, ci tuturor celor care au iubit arătarea lui în trup. Aceasta este bucuria pe care o primește cel care se nevoiește și se jertfește pentru fratele său. Că primește ceea ce a căutat, ceea ce a dorit cu adevărat, aceea primește în schimb de la Hristos. Cum spun în cărțile de cult, cântele noastre, puitorul de nevoințe și dăruitorul de răsplătiri. Deci Hristos ne pune și aceste nevoințe în calea vieții, dar tot El ne dăruiește și răsplătirea aceasta și o dăruiește după cuvântul Lui în Evanghelia după Luca, atunci când spune că turnavor în sânul vostru o măsură îndesată, clătinată și cu vârf. Aceasta este răsplata lui Dumnezeu. Cu vârf și îndesat, cum zice poporul în spiritualitatea lui. Spre ea ne dejduim.
spre ea nădăjduim. Precuviase Părinte, Profesor, mulțumim că ați fost lângă noi și ne-ați împărtășit din bucuria dialogului. Vă mulțumesc și eu pentru invitație. Dragi telespectatori, mulțumim că ați fost lângă noi și că ați fost în ascultare, nu față de noi, pentru că suntem așa ca toți ceilalți, cu neputințele noastre, ce am ascultat de buna rânduială pe care Dumnezeu a lăsat-o în lume, ca unul pentru altul să ne rugăm, ca unul prin altul să ne mântuim. Cu drag vă așteptăm la următoarea ediție. La revedere!